prieteni și la mulți ani celor care poartă numele de Alexandru, pentru că astăzi este Sfântul Alexandru, sunt în parcul Iore. Sunt cu Edi Stancu și Roberțel, care se plimbă cu bicicletele. Eu neștiind să merg pe bicicletă, evident, stau la punct fix și mă uit la ei cum se plimbă cu bicicletele. Până și Robert a învățat să meargă pe bicicletă mai repede decât mine. Roberțel, vii să stăm de vorbă puțin sau nu te mai dai jos de pe bicicletă? Uite, spune-le și tu, stai cu spatele la cameră, spune-le și tu celor de acasă, ce planuri ai tu pentru ziua de astăzi? Păi să mă dau cu bicla, să fac mai multe chestii, nu știu ce chestii încă, dar... Da, de cât timp mergi tu cu bicla? De câteva zile. Câteva de zile? Două săptămâni. Mm. Și așa repede și de bine ai învățat să mergi în câteva zile? Da. Mă faci de râs, ce să zic. Bună, Edi! Bună! Cum e în vacanță? Că și tu ești în vacanță. Da, suntem în vacanță. Aici? Că e frumos, cum să fie. Suntem aici, pe, prin parc. Asta faceți voi în fiecare zi? Da, de vreo două săptămâni suntem bicicliști. Și, ce să zic, de două săptămâni el face și not tot aici în parc și numai pe biciclete suntem așa. La antrenament, la joacă, totul e pe biclă. Robert, am auzit că intri la școală în două săptămâni? Da. Și cum ți se pare ție treaba asta? Adică ești pregătit să treci, să intri în clasa 0? Da. Nu pare așa foarte trist că mergi la școală. Ce vrei tu să te faci când o să fii mare? Hai că mai devreme vorbea, erai în vorbăreț. Om de știință. Cum așa? Păi nu dansezi? Nu, sunt cu știința eu. Ești cu știința tu? Și care este, nu știu, domeniul tău preferat? Ce noutăți din știință mai ai? Știu, știu câteva, dar nu foarte multe. Păi ce știi, zi-ne ceva. Ce mi-ai zis mie că se întâmplă în 2040? În 2040, nici nu mai țin minte. Până în 2040, Edi, spune-ne pe final așa, unde te mai vede lumea? Știu că acum te ocupi de două spectacole mari de la Circul de Stat. Da, da, da. Sunt, colaborez acolo, am făcut două spectacole. Reveria e făcut în colaborare cu Cirque du Soleil și Alice în Țara Minunilor. Vă așteptăm să vedeți spectacolul. Acum, pe 20 septembrie, se deschide din nou stagiunea. Și la sfârșitul anului începem un alt spectacol. Deocamdată e surpriză. Până atunci, noi vă lăsăm să vă plimbați în continuare cu bicicletele. V-am cam întrerupt programul pe ziua de astăzi, dar mai ai două săptămâni la dispoziție să te dai cu bicla, după aia școală. Da? Da. Cam atât din parcul Iore. Florin, data viitoare când mergi tu cu bicla, ia-mă și pe mine, poate învăț și nu mă mai fac de râs în fața unui copil de 5-6 ani.